Astăzi, în Biserica Ortodoxă, pomenim pe Sfântul Cuvios Macarie Egipteanul, pe Sfântul Ierarh Marcu, Mitropolitul Efesului și pe Sfânta Muceniță Eufrasia. Macarie cel Mare sau Egipteanul a fost unul dintre ucenicii Sfântului Antonie cel Mare. La fel ca și părintele său spiritual, este unul dintre cei mai renumiți sfinți ai pustiei. Pe lângă așezământul monahal de la Schetis, al cărui întemeietor este, Sfântul Macarie cel Mare a îmbogățit spiritualitatea ortodoxă și cu o colecție de 50 de omilii duhovnicești. Sfântul Cuvios Macarie Egipteanul s-a născut în jurul anului 300, în satul Ptinapar din Egipt. În adolescență, Macarie a fost conducător de cămile, însă, simțind chemarea spre o viață duhovnicească profundă, s-a închis într-o colibă din satul natal pentru a se ruga. Când sătenii au cerut să fie hirotonit preot, Macarie a fugit într-un alt sat. Aici, o tânără l-a acuzat pe nedrept că ar fi tatăl copilului ei. Sfântul a primit pedepsele localnicilor fără a se apăra. Mai mult decât atât, a muncit suplimentar pentru a-i hrăni pe femeia respectivă și pe pruncul ei. În cele din urmă, s-a descoperit că era nevinovat și sătenii i-au cerut iertare. Macarie s-a retras în deșertul Schetis, avea vârsta de 30 de ani și își va petrece în pustie tot restul vieții. În pustie, prin rugăciune continuă, Sfântul Cuvios Macarie a dobândit de la Dumnezeu foarte multă smerenie și detașare față de valorile materiale. Odată, surprinzând un hoț în timp ce îi fura puținele bunuri, l-a ajutat să le încarce pe cămilă și a dat tot ce avea. Altădată, un demon i-a vorbit astfel: "Eu fac tot ceea ce faci și tu. Tu postești? Eu nu mănânc niciodată. Tu priveghezi, eu nu dorm niciodată. Mă întreci într-o singură privință, smerenia. Datorită ei, nu am nicio putere asupra ta." În scurt timp, lângă Macarie s-au adunat mulți ucenici. De altfel, Sfântul Cuvios este considerat întemeietorul comunității monahale din Schetis. Fiind înștiințat de Dumnezeu că urma să moară în curând, Macarie și-a vizitat ucenicii pentru ultima dată. I-a sărutat pe toți cei ce erau lângă dânsul și s-a rugat pentru ei. Apoi și-a ridicat ochii și mâinile spre cer și a rostit ultimile sale cuvinte: "În mâinile tale, Doamne, îmi dau duhul meu." Astăzi, sfintele sale moaște se odihnesc în mănăstirea care îi poartă numele. Astăzi, în Biserica Ortodoxă, mai sunt pomeniți sfinții cuvioși Macarie Alexandrinul și Meletie Valisiotul Mărturisitorul, și sfinții Marcu Eugenicul cel din Efes și Arsenie, arhiepiscopul Cherchirei.